În oraș circulă o vorbă, ci că zeii îți dau puterea să-ți croiești drumul, doar tu decizi cum să-l scrii. Salonic promite și din punct de vedere al artei. De la Biserica Sfântul Dimitrie, pe care o avem în momentul de față în fața ochilor, această biserică bizantină este dedicată patronului orașului. Da, ați auzit bine, patronului orașului. Este un exemplu remarcabil de arhitectură, având fresce și mozaicuri deosebite. Și să vă mai spun ceva, este inclusă și în patrimoniul mondial UNESCO. Bolta lui Galerius, cum s-ar zice în română, sau Arch of Galerius. Acesta este turnul alb, care este și simbolul orașului. Când a fost construit, acest turn alb era fortificat pentru o închisoare. În momentul de față, avem un muzeu. Acum, după ce am vizitat cele mai importante atracții turistice din Salonic, următoarea întrebare este: cine va câștiga diseară? PAOK sau FCSB? Plecăm în Grecia, plecăm în Grecia. Aeroport, mergem să ne vedem cu Teo și cu reprezentantul Betano, pentru că plecăm în Grecia, cu o zi înaintea echipei. Mergem să filmăm câteva materiale video acolo. Și de ce nu poate merge la muntele Atos? Ce vremuri, băi, Teo? Uite, ești la tine acasă. Da, mă, da. Zine două cuvinte în greacă. Calispera, calimera, asta. Ce ai zis mai devreme? Bă, să mergem mai la nou. Am zis de Katsouranis și ăștia, dar acum Socrates, Papastatopoulos. Nu, asta joacă la altă echipă. Ușor, ușor. Ăștia era pe unul, dar am uitat cum îl cheamă. E unul, cel mai bun e un grec. Da? Dar am uitat cum îl cheamă, să-l aflăm la meci. Să-l aflăm. Când ne bagă nați. A, în echipa lor te referi, ok. Da, ei, da. Da. Am ajuns pe teren elen. Ia. Uitați ce am ținut pe buton aici. Ia. Wow. Ia uite-l, mă. Ia uite, ce e asta, mă? Extraterestru, ce? Înseamnă, bă, sunt viață de YouTuber. Vezi ușor că... Am ajuns la hotel El Greco, așa se numește. Ăsta este dușul, ăsta sunt ei. Ia să vedem. Aici intrăm pe blocuri. Așa scurt pe doi. Așa că o să dorm singur în toate cele trei paturi. Ăsta și eu, avem televizorul și avem și balconul care dă unde? Ia să vedem. Să vedem unde dă balconul. Efectiv, mă simt ca în favele. Pare rău. Ok. Interesant, cum ar fi să-mi scap telefon. Hei, Teo! Dar nu cred că e Teo acolo. Suntem seara prin Salonic. Testăm orașul, așa cum am mai făcut și la Praga și în celelalte orașe unde am fost, alături de fotbal, pentru că am fost și la Euro în acest an. Vedem care este vibe-ul. Mi-am dat un vibe așa de Paris, combinat cu Barcelona, combinat cu puțină Constanța, că de acolo sunt, că simțim briza de la malul mării. Și mâine mergem la interviu cu Răzvan Lucescu și cu Ciprian Marica, la antrenamentul oficial. The next day. Unde suntem? Unde suntem aici? La PAOK. La PAOK. Aici vom juca mâine. Antrenament oficial, cred că tot aici, nu? Diseară la ora 18, la 18 fix, antrenament oficial FCSB. Ia uite, Teo. Da, mă, da. E, cum e? E bună. Like aici cu all sense. Dacă venea un Ghencea, nu știu ce lovește. Ia uite, Teo. Teo, ia uite. Suntem în magazinul oficial și uite cine este printre rafturi. Bă, aveți toate lucrurile posibile aici, o. Cu PAOK. Se folosesc foarte frumos de acest brand. Nu puteți să-mi spuneți că nu-l cunoașteți. Nu știți pe Lovren. Și ei au fost campioni.
Ce mișto e asta? Tare rău, tot ce au ăștia aici. Yeah, here is some stuff that they are using to keep their own stuff. Here is our stuff. Like, do their... Tare rău. Before my stuff. Aici fac băieții mușchi. Suntem în vestiarul băieților. Ce vor veni astăzi și cred că tot aceia se vor antrena. Am făcut un tur al stadionului. Ne-au prezentat și vestiarul celor de la PAOK și al FCSB-ului. Poate, de ce nu, am venit cu noroc. Să lăsăm norocul aici, Cosmin. Băieții, sunt ocupați. Nu că norocul lăsăm aici. Am venit cu noroc, plecăm cu noroc. Așa trebuie. Uite, așa se pregătesc jucătorii. Și mâine vor ieși pe tunel. Hați. Am grecea nicăieri pentru că avem și o cafeluță și așa pe teren ca Răzvan Lucescu însuși. Ia, yeah. Hai. Pentru că trebuie să mai avem și o cafeluță. Te rog, ți-o. Pregătești totul. Deja ne așteaptă presa, îți dăm bine declarații. Ia. Another brand ambassador, but the other one. Wow. Ce vibe îmi dă stadionul ăsta și cât de șmecher arată. Incredibil. Aici vor sta jucătorii? Ambelor echipe sau... Wow, uite câta banca de rezerve. Am stat la un scurt un interviu cu Răzvan Lucescu și cu Ciprian Marica. Încă suntem pe stadion. O ținem și cu ținem la curent și cu antrenamentul oficial. Acolo unde eu cu Teo am făcut o poză cu jucători. Foști jucători. Detalie mondială. S-a terminat și cu antrenamentul oficial și haideți să vă spun ce am pățit. Ne-am dus pe zi să luăm interviul cu Răzvan Lucescu și Ciprian Marica, să tragem câteva cadre. Și asta e telefonul de muncă, să spun așa. Asta e telefonul personal cu care filmez și asta e telefonul de muncă. Când ne-am întors de la întâlnirea aceea, mi-am uitat telefonul în taxiu. Și i-am dat lost, i-am dat că-l blochez, că mi se șterge automat. Și vreau să zic că efectiv fix când am vrut să vorbesc cu poliția, a venit taximetristul și mi-a adus telefonul și i-am dat drept recompensă un tricou cu PAOK. Și vreau să vă spun că a început să plângă. S-a uitat, serios? Gen, e cea mai tare zi din viața mea, îmi zicea. Cred că te bucur mai tare de tricou decât mă bucur eu. Mâine este o zi importantă, sperăm să plecăm de aici fericiți. O să vă anunț pe acum că nu prea o să ne bucurăm la goluri, pentru că trebuie să fim mai cizelați. The next day. Suntem în ziua meciului, este după amiază, ne-am mâncat micul dejun. Mergem că vreau să filmez câteva cadre pe care voi deja l-ați văzut, dar vreau să vă arăt cafeneaua unde stăm și pe unde treci. Este efectiv o grădină botanică și simți răcoarea. Fiți atent și șmecher, e un fel de bemol la noi pentru cine este din București și știe. Ce vibe mișto. Efectiv. Și pe aici treci și acolo stăm noi la restaurant să mâncăm. Așa că poftă bună și rămâneți cu noi până la final. Sper că vom avea un rezultat corect și bun pentru noi. La cum sunt îmbrăcați băieții și eu inclusiv, noi mergem la stadion, nu? Da. La stadion, dar zi tu, Cosmin, de ce ne-am îmbrăcat așa elegant? Pentru că mergem la loja PAOK. Și pentru că nu vom putea sărbători golurile, eu cu Teo și cu Cosmin am decis, bai, măcar să ne îmbrăcăm după conduita locului. Așa că ne vom bucura în silent, pentru că știu că ne vom bucura de o... Vom fi în siguranță. 3-0. Pentru ce se merge? E bună, credeam că zice PAOK. E bună, e bună. Eu zic 1-0. Și că data trecută am predit 3-1 și ai ieșit 4-1. Așa. Acum o să zic 2-1 pe ce se vede. Adică 3-1, da? Și eu zic 1-0, scurt, ca data trecută.
vezi aici lift. What? What you say? Nimic. Zici tu că nu e ca la Ghencea, Ghencea veche, loja. E mult mai aproape. Dar zici tu de, ești aici așa, vezi terenul, e acoperit, fix frate, cum era înainte. Nu e așa, frate. Ghencea, zi. Aveai patru rânduri așa, era un fel de amfiteatru în lojă. Adică mai micus aici. Da, și lateral aveai mâncare cu toate alea, fiecare, loje. Am sus înțeles. Aveai tot cam așa, dar cu scaune, tot așa, trei rânduri. Dar nici în alea de sus nu era așa de departe, adică aici ești cam departe. Mai ca la Dinamo, de fapt, ca Ștefan cel Mare vechi. Da, țin minte. Băieții sunt la pregătire, la încălzire. Vreau să vedeți ce este la lojă, da? Și frigider cu băutura aici. Și doar priviți ce delicatese. Ia vezi. Ia vezi aici. Hats! Cam așa este la majoritatea echipelor la lojă. Au intrat băieții noștri pe teren, la încălzire. În partea aia sunt fanii români, da? Și vă dați seama că au fost primiți călduros de către... Ia! Ia vezi! A început! Chiar cum... Așa da atmosferă. Între și băieții pe teren, imnul Europa League începe, suporterii celor de la PAOK cântă și suporterii noștri cântă și ei. Sunt auziți, se fac auziți, dar după sunt acoperiți de fondul sonor care, sincer, am fost pe multe în stadioane, nu este sold out, se fermecă de ce aici. Băieții au salutat Peluza Nord care este acolo. Începe partida, zi un pronostic. 3-2. E bună, 1-0. O chestie de reținut, nu o să ne bucurăm. Sau poate așa mai zâmbim, știi? Hei, bine! Da. Antrenorul nostru, era să zic Răzvan Lucescu, Caralambus, și Răzvan Lucescu, care am făcut poză, puteți să intrați pe Instagram. PAOK, trece, e bine, Zawa e prezent. Golarul s-a întors și în apărare. Crețu. Mă uitam astăzi la o statistică destul de interesantă, acolo unde... patronul nostru, Gigi Becali, și Răzvan Lucescu s-au întâlnit până acum de peste 16 ori. Răzvan Lucescu fiind la Rapid. Știți câte victorii are Răzvan împotriva lui Gigi? 3. Vreo 6 are Becali și în rest sunt egaluri. Dar bine, victoria cu Rapid din sfertul lui e fantastic, cred că face că toate. Plus că Steaua, adică Gigi Becali, are și titluri la activ. Să fie ei curatările și noi cu victoria. Vezi că la fel am spus și cu... și cu Linț. Primul șut. Bun. Bravo, Tai. Nu prea a vrut arbitru să ridice panionul. Schimbă PAOK părțile. Penal. Scăpăm, dar să nu fie penalt de acolo. Ia să vedem. Ne vestase, că i-a luat la mână pe amândoi.
Fault, fault pentru noi de acolo. Avem șanse mari. Bună lovitură liberă, executat bine. Prea încet. Prea încet. Mergea puțin mai sus. Și avem corner. Pe luta celor de la Pau, este mondial. Scapă Pau, nu mai scăpăm noi. Tase, intră în careu Tase. De ce nu pasează Tase? De ce nu pasează Tase? Trebuia să pasăm, adică... Târnovanu! Târnovanu ce-a scos-o, bine, a reținut-o. Au scheme învățate de către Răzvan Lucescu. Tu dai seama că Răzvan când a debutat în antrenorat avea 35 de ani, era în 2004 la Brașov. Și peste atâția ani te întâlnești chiar cu Becali în Europa. Ia să vedem. Nu te bucura. A zis cine dă, nu te bucura, nu. Da, a marcat înainte de pauză, asta este. Așa. Mai zis acest băiat că o să fie ceva. Ciprian a marcat înainte de pauză. Cum e pentru noi? Cum e pentru noi? Cum e pentru noi? Efectiv. Am marcat bârlige. Nu, asta e. Asta e ca și cum știi că nu să ne bucurăm. Ca să nu mai spunem și de Olaru că a făcut toată munca. Recuperare. Oricum doar așa puteam să marcăm în prima repriză. Dar Olaru e Mister Europa League, frate. Efectiv. Și pasă de gol. Pauză. Scăpăm și de asta. A doua repriză a început. Tot cu Pau atacând în valuri, dar degeaba. Ei cu ocaziile, noi cu golurile. Să plecăm de aici fericiți. Ne apărăm ca la europene. Asta doar din insistența faptului că nu a vrut să dea drumul la minge, Olaru a luat roșu. Da. Incredibilă eliminare. Dacă mă întrebați pe mine, groasă. Nu e un roșu obișnuit. Vom trece și peste asta. Hai cu Doamne ajută. Wow. Ia să vedem, grecii cer hands. Vedem dacă se va duce la VAR faza. Da, se pare că nu. A trecut faza la VAR. Dar oare cât vom rezista? E dangerous. Perico! Wow. Bravo. Hai, tati, na! Oh! Eu zic că mai rezistăm 7-8 minute. Dacă ai pus 10. Dacă pui 10. Și micu, ar ce minute? 10 minute de prelungire. Asta e viața aia 10 minute. Asta e prima dată. Maxim 9 am văzut. Li s-a părut și lor incorrect că avem 1-0. 10 minute. Bă, suntem în fața istoriei. 10 minute de prelungire. Și avem și 1-0 cu roșu. Ea, dacă câștigăm,
Denisa Furtuna a fost de partea noastră. Răzvan Lucescu este, cred că, cum s-ar zice în română, disperat. Ce să mai fac? Săracul. Nu poți pe forță, deci. Acum, da, s-a urmărit și echipele astea. Cu cât trec minutele, cu atât îmi bate inima mai tare. No, n-a fost. Acolo, să fim corect, că n-a fost nimic. Tavi, ține de minge. Ține bine, Tavi. Fază după fază, PAOK este în atac, în valuri. Fără. Bravo, mă. Bravo, mă. Iar a scăpat de ea. Bine, e bine. Banii sunt destul de supărați la PAOK. Au început promițător. Mai sunt efectiv 4 minute și pe mine m-au apucat tremuratul. Corner. Dar e așa la fizică, când are și strâmpingă pe adversar. Nu m-am stresat tot meciul, mă stresez ultimele 4 minute. Nu te-ai stresat tot meciul, frate, am la roșu. Bă, 50. Acum mi-ar părea rău să pierdem. Gen cele 3 puncte. Fără. Bă, până momentul de față, Gigi și-a făcut... Deci ce noroc, avem două bare... Băi, și ne-am baricadat cât de bine am stat. Nu! Extra! Nu! Ușor, mă! Și mai dus, mai știu că se poartă, o fi foarte proastă pentru Paul. Radu trebuie să ține de ea. Ai Radu, nu vezi, mă știe, vine, vine, trebuie să țină Radu de ea. Barică talentul lui. L-am să vă mint, este ultimul minut, este minutul 93. Iar eu, efectiv, mie-mi vine să sar direct în teren. Lasă că ne dă obicei minutul 100 de loc. Bă, dar de ce? Nu, că nu ne-o luăm, fii atent. Haide. Hai că nu mai e mult. No! Câștigă la PAOK. Victorie la PAOK. Wow, câștigăm la PAOK. Wow. Steaua câștigă în Grecia. Păi oameni, am pielea de găină, cred că nu mai știu mai ales cât de bucuros pot să fiu, că vine să-mi iau asta, să-mi dau un cap. Incredibil ce trăim în Europa. Incredibil! Ce seară într-o echipă magică. Ce seară într-o peluză magică. Ce seară într-o peluză magică. Ce seară într-o peluză magică a fost pentru românii din Grecia. Noi suntem în Salonic, ne chem aventura aici cu o victorie și ce putem să spunem decât hai la stadion, tot în Europa, pentru că turul îl vom menține și vom merge și în Scoția.